Institutul francez din Cluj face parte, de fapt, din Institutul francez din România. Sunt patru antene ale Institutului francez din România, la București, Cluj, Iași și Timișoara. Iar Institutul francez este, de fapt, un operator al ambasadei Franței în România, iar principala sa misiune este cea de cooperare. Fie că vorbim de cooperare culturală, de cooperare educativă, de cooperare universitară sau de cooperare bilaterală. Institutul la Cluj este de 30 de ani deja sur place. Este un actor extrem de activ și, a zice, de federator în comunitatea clujană. Organizăm anual în jur de 30 de activități culturale care adună în jur de 20.000 de spectatori, participanți, atât în Cluj cât și în regiune, fiindcă noi acționăm nu doar în Cluj, ci și în Transilvania. De asemenea, suntem o școală de limbă franceză, extrem de ancorată în tot ce înseamnă noi metode de predare a limbilor străine în genere. Și nu în ultimul rând, avem o mediatecă conectată la actualitatea franceză, care este de fapt un spațiu versatil ce reunește diferite activități, de la ateliere, la întâlniri literare sau chiar la proiecții de cinema. Iar astăzi suntem într-un spațiu special, la CAV. Este spațiul nostru de expresie contemporană, un spațiu care adună atât expoziții ale tinerei creații locale și nu numai, dar și proiecții de film, dezbateri, și este un spațiu care, de fapt, reunește comunitatea în multiplele ei fațete. Proiectele noastre sunt proiecte care sprijină și încurajează inovația. Cum vă ziceam, principala noastră misiune este cea de cooperare și, prin urmare, rolul nostru e de a încuraja inovația în diferite domenii, fie că vorbim de domenii precum cultura sau fie că vorbim de inițiativele societății civile, ori, pourquoi pas, de ecologie. Rolul nostru este acesta de a încuraja inovația, de a o sprijini și de a crea coeziune între diferiți actori ai societății. Sunt multe provocări și cred că municipalitatea deja a integrat o bună parte din aceste provocări în planul ei de acțiune. Din câte știu, mobilitatea durabilă, conectivitatea, extinderea metropolitană, într-o logică iarăși durabilă, dar în același timp digitalizată a orașului, știu că sunt și figurează pe agenda municipalității. Acum, din perspectiva noastră, noi ce putem face este să aducem expertiză franceză în aceste domenii și să încurajăm schimbul de bune practici și de expertiză și, de ce nu, să încurajăm colaborarea propriu-zisă pe diferite proiecte concrete. Cred că provocările, atât pentru România cât și pentru multe alte țări, sunt în mare parte aceleași, anume o dezvoltare cât se poate de durabilă, care să țină cont de mizele ecologice cu care ne zbatem cu toții. Și aici aș aminti faptul că Franța de curând a celebrat 5 ani de la organizarea COP21, când s-a semnat, de fapt, acordul climatic de la Paris. Prin urmare, toate chestiunile legate de ecologie, de dezvoltare durabilă, de mobilitate durabilă sunt extrem de importante pentru Franța. Noi, zic noi, Ambasada Franței, cât și Institutul francez din România, tratează cu foarte multă seriozitate și cu foarte mult angajament aceste chestiuni. Anual lansăm o serie de apeluri la proiecte, fie că vorbim de tranziție ecologică, de mobilitate durabilă, de biodiversitate forestieră. Sunt chestiuni la care ținem mult,
pe care le încurajăm și încurajăm societatea civilă, ONG-urile, asociațiile să se implice și să vină cu, cu proiecte concrete viabile. Prin urmare, da, provocările României sunt nu doar ale României, sunt ale Europei și nu numai. Și împreună cred că putem, da, găsi soluții pe termen lung. Îl văd proaspăt și îl văd cum este el deja și acum inovator. Cred că prospețimea și inovația sunt esențiale și da, va fi un oraș mult mai extins. Deja sunt multe proiecte, cum ziceam, care au o abordare extrem de metropolitană, ceea ce este foarte bine. Dar cred că e important în această dezvoltare să rămânem durabili și să păstrăm acest spirit tânăr, fiindcă până la urmă inovația vine și dintr-o tinerețe, nu doar ca vârstă, dar și ca mod de gândire. Nu știu dacă este rolul meu să spun ce obiective ar trebui atinse până în 2030. Consider că obiectivele trebuie să fie cele pe care le-am precizat și înainte, de o dezvoltare sănătoasă din toate punctele de vedere, cu un accent pe educație, cu un accent pe sănătate, cu un accent pe mediu. Sunt multe acțiuni pe care le implementăm și noi la nivelul institutului francez. O să vă dau câteva exemple. Nu de curând am organizat o serie de webinari pe tot ce înseamnă mobilitate durabilă și care de fapt au adus în jurul aceleiași mese virtuale experți francezi și experți români, care, cum ziceam, au schimbat nu doar opinii, ci și bune practici despre tehnici și metode concrete de îmbunătățire a rezilienței urbane. Deci cred că într-o primă fază dialogul este extrem de important și acest schimb de expertize este extrem de important. La fel, noi avem diferite și desfășurăm diferite acțiuni concrete, precum, să vă dau un exemplu, hackathonul din cadrul întâlnirii europene din Transilvania, pe care l-am organizat anul trecut. Era primul hackathon de economie circulară din România. Deci cred că trebuie mers cu proiecte concrete, dar care da să aibă în mijlocul lor acest schimb de expertiză care este vital. Să vină la Cluj, fiindcă știu că acest proiect este un proiect care are drept menire revitalizarea înfrățirii între Cluj și Nantes. Ce le-aș spune despre Cluj este că este un oraș tânăr, un oraș inovator și un oraș extrem de cultural. La Cluj sunt peste 18.000 de persoane care lucrează în domeniul IT-ului, este un adevărat IT hub, dar este în același timp și un oraș extrem de universitar. Este al doilea oraș, poate, ca număr de studenți din România, cu peste 80.000 de studenți. Este un oraș multicultural, cu o țesătură asociativă extrem de puternică, cu societate civilă vocală. Este un oraș cultural și festivalier, cu numeroase proiecte care au schimbat total fațada și mentalitatea orașului. Și este un oraș unde avem și o comunitate franceză importantă, care nu face decât să adauge și mai mult șarm acestui Cluj, care se află de fapt în mijlocul Transilvaniei, dar și în totală conexiune cu ce se întâmplă în Europa. Așadar, venea Clujul.